Horoscop zilnic. Horoscopul zilei Berbec. În sfârșit vă bucurați de un profit substanțial de la locul de muncă, însă nu vă aruncați asupra unor investiții mari, precum cele imobiliare. Dacă nu ați ieșit de mult cu prietenii, profitați de situație pentru a plănui o ieșire într-un loc plăcut pentru toată lumea. Se anunță o perioadă plină de evenimente din punctul de vedere al relațiilor romantice. S-ar putea să se ivească oportunitatea unui flirt reușit, în urma căruia să începeți o relație de cuplu foarte reușită. În schimb, dacă deja sunteți într-o relație, s-ar putea să dați peste niște dificultăți, iar compatibilitatea dintre voi poate avea de suferit. Nu vă zgârciți atunci când vine vorba de sănătate și alimentație. Horoscopul zilei Taur. Stresul vă afectează grav sănătatea. Este posibil să observați un disconfort la nivelul sistemului digestiv, în special intestinal. Încercați să vă eliberați de griji atunci când petreceți timp cu cei dragi. Nu vă gândiți mereu la probleme cotidiene, pentru că oricum nu se rezolvă, iar astfel de gânduri vă întunecă timpul pe care îl puteți petrece într-un mod mai fericit alături de cei pe care îl iubiți. Familia vă va ajuta din acest punct de vedere, deoarece sprijinul lor constant conferă un grad de siguranță în viața voastră. În grupul de prieteni vă veți arăta mai înțelegători, ceea ce îi va determina pe ceilalți să vă caute companie mai des. Această atitudine ar trebui să existe și în viața de cuplu, unde anumite probleme s-ar putea să necesite multă răbdare din partea voastră. Horoscopul zilei Gemeni. Nu lăsați posibilitatea succesului să vă distragă atenția de la proiectele de la locul de muncă. Vă așteaptă o perioadă dificilă din acest punct de vedere, așa că încercați să fiți cât mai organizați și să cereți ajutorul când este nevoie. Țineți cont că mândria nu ține de foame. Este posibil să vă aflați în mijlocul unei schimbări importante în viața personală, iar situația financiară va fi una care încurajează un astfel de proiect. Nu lăsați probleme de sănătate să devină mai supărătoare decât sunt deja. Dacă observați un disconfort la nivelul urechilor, în special, este recomandat să vă programați la doctor cât mai repede. Horoscopul zilei Rac. S-ar putea să evitați prezența problemelor în relația de cuplu, deși aceasta vă supără partenerul de mai mult timp. Acest lucru nu este corect nici față de voi înșivă, dar nici față de cealaltă persoană. Deși la locul de muncă se anunță o perioadă aglomerată, veți reuși să străluciți în fața superiorilor atâta timp cât nu acceptați mai multe sarcini decât puteți duce. Este mult mai impresionant să duceți un lucru până la capăt decât eșuarea a nenumărate proiecte. Nu vă așteptați ca persoanele din familie să înțeleagă de ce evitați reuniunile sau ieșirile în oraș, deoarece se vor gândi la ce este mai rău. Horoscopul zilei Leu. Nu lăsați stilul de viață agitat și ocupat să vă distragă atenția de la problemele de sănătate, care ar putea să vă dea bătăi de cap. Deși uneori mândria nu vă permite să admiteți acest lucru, sunteți cu toții predispuși problemelor, în special celor datorate stresului. Depinde și ce fel de activități desfășurați. Atunci când consumați alcool sau cafea, fiți prudenți. S-ar putea ca la locul de muncă să fiți mai productivi în următoarele zile, însă volumul mare de sarcini va fi o problemă în continuare. Dacă nu sunteți încă într-o relație, este posibil ca în curând să ajungeți să vă îndrăgostiți chiar la prima întâlnire, deși acest comportament nu este deloc specific vouă. Horoscopul zilei Fecioară. Dacă încercați uneori să scăpați de anumite responsabilități cu ajutorul unor cuvinte alese foarte bine, s-ar putea ca în următoarele zile norocul să nu fie de partea voastră și, eschivându-vă de la anumite responsabilități, s-ar putea să vă atrageți multă dezaprobare din partea celor care vor fi nevoiți să le preia în locul vostru. Este posibil ca la locul de muncă să vă pună în încercare abilitățile. Dacă nu aveți încă o slujbă, lucrurile se vor schimba din acest punct de vedere, însă nu va fi vorba de cariera de vis. Multe conflicte în familie, însă nu aveți nicio influență asupra membrilor și din acest motiv nu veți putea rezolva singur situația. Nu lăsați acest lucru să vă influențeze starea de spirit. Horoscopul zilei Balanță. Să nu aveți prea multe regrete atunci când vă cumpărați un lucru pe care îl doreați de mult timp, chiar dacă achiziția vă pune unele probleme destul de incomode, mai ales în plan financiar. Dacă însă în ultima vreme ați economisit ceva mai mult, s-ar putea ca astăzi să observați o îmbunătățire în buget. Vă puteți permite un răsfăț din când în când. Veți da dovadă de multă ambiție la locul de muncă, unde s-ar putea să existe deja negocieri pentru o promovare. Nu uitați însă că aveți tendința să acceptați sarcini în plus, ceea ce ar putea deveni o problemă în noul rol. Dacă aveți copii, s-ar putea să intrați în conflict din cauza unui subiect pe care îl considerați nepotrivit. Horoscopul zilei Scorpion. Astăzi veți beneficia de o atitudine pozitivă benefică, ce nu poate fi influențată de eventuale mici conflicte, nici în familie, nici la locul de muncă. Mai mult, abilitatea voastră de a rămâne optimiști îi va determina și pe ceilalți să vă urmeze exemplul. Modul în care vă prezentați astăzi ar putea fi molipsitor pentru cei din jur. S-ar putea ca un prieten să vă dezamăgească, probabil, ca niște vorbe spuse la nervi.
nu lăsați acest lucru să afecteze relația de prietenie. Dacă v-ați pus în plan să faceți o investiție, aceasta este perioada perfectă, deoarece astrele vor fi de partea voastră în orice schimbare pe care o faceți. Aveți însă grijă la cei care ar putea profita din neștiința voastră. Horoscopul zilei, Săgetător. Ar trebui ca astăzi să reflectați mai mult asupra deciziilor voastre, oricare ar fi acestea, deoarece orice pas impulsiv poate aduce cu el probleme. Să nu fiți surprinși dacă cei din jur vă vor critica pentru sinceritatea voastră, care de multe ori poate fi văzută drept insultă. Exersați arta minciunilor nevinovate și veți observa o îmbunătățire în relațiile cu ceilalți. În viața de cuplu se anunță o perioadă monotonă fără prea multă culoare. Dacă aceasta nu se remediază în timp, ar putea fi începutul unui șir lung de probleme. Veți fi predispuși unor complicații la nivelul bilei, în special dacă ați suferit și în trecut, tot din această cauză. Horoscopul zilei, Capricorn. Astăzi vă puteți mândri cu șarmul pe care îl afișați din plin. În toate relațiile voastre, inclusiv cele de la locul de muncă, s-ar putea să pierdeți o oportunitate foarte bună pentru un câștig în plus, dar nu lăsați acest lucru să vă afecteze ambiția. Dacă veți persevera, până la urmă veți reuși în ceea ce vă propuneți. Se anunță schimbări în viața de cuplu, este posibil ca partenerul să vă facă o surpriză plăcută. Dacă nu sunteți într-o relație, s-ar putea ca acest lucru să se schimbe în curând, în special dacă ați cunoscut pe cineva nou. Nu vă lăsați influențați de membrii familiei atunci când luați o decizie importantă, deoarece perspectiva lor nu va fi una obiectivă. Horoscopul zilei, Vărsător. Încercați să nu îi provocați pe cei din jur la discuții în contradictoriu, în special în cadrul familiei unde există și copii de față. Se anunță o perioadă dificilă dacă aveți copii, deoarece este posibil ca aceștia să vă dezamăgească. Fiți înțelegători, în special dacă aceștia se află la începutul adolescenței. Dacă starea de oboseală se înrăutățește, este posibil ca stresul să nu fie singura cauză. Fiți atenți la consumul de vitamine și substanțe benefice. Iar dacă observați un deficit, nu lăsați situația să se rezolve de la sine, pentru că așa ceva nu se va întâmpla. Din punct de vedere financiar, veți observa că stați foarte bine, însă fiți prudenți în continuare. Horoscopul zilei, Pești. Grupul de prieteni va prezenta o sursă de stres pentru voi, chiar mai mult decât la locul de muncă. Pe de parte, nici nu prea vă simțiți în stare să ieșiți, mai ales că psihic, pe de altă parte, vi se pare că se așteaptă prea mult din partea voastră. Nu vă simțiți vinovați dacă aveți tendința să evitați ieșirile în oraș în această cauză, însă, dacă situația persistă, s-ar putea ca această soluție să nu fie potrivită pe termen lung. Aveți grijă atunci când faceți o investiție și analizați bine bugetul, deoarece este posibil să trăiți cu impresia că vă permiteți mai mult decât în realitate. S-ar putea să întâlniți persoane noi la locul de muncă care ar putea influența pozitiv viitorul carierei voastre. Horoscopul zilei de azi.